Să ne întoarcem puțin la agenda digitală, de fapt la finanțarea domeniului IT&C. Ați menționat o sumă de peste 800 milioane de euro care ar fi necesară pentru finanțarea domeniului, pentru priorități, astfel încât prioritățile legate de agenda digitală să fie să poată fi realizate până în 2020, dacă am înțeles bine. Da. Pe de altă parte, Ministerul Fondurilor Europene poate aloca, din declarațiile de până acum, în jur de 500 de milioane, peste 500 de milioane de euro pentru domeniul acesta prin fondurile structurale. Ce se întâmplă cu diferența, cu suma care ar fi necesară în plus sau cum se va proceda? Bine, important este să finalizăm acest document strategic, Agenda Digitală pentru România. Acolo vom desena principalele intervenții publice, politicile publice pe care România le dorește a le finanța în perioada imediat următoare. Evident că vom avea măsuri concrete și domenii prioritare. Sunt anumite domenii care necesită investiții în primii 2-3 ani, sunt altele care necesită investiții relativ constante pe această perioadă de 7 ani, sunt altele care vor veni în finalul perioadei de implementare. Declarația mea a fost în contextul în care avem un proces deschis de negociere cu Comisia Europeană, atât Ministerul Fondurilor Europene ca și integrator al acestei politici de programare a fondurilor, cât și ministerele de linie, cele care fundamentează alocările sectoriale, vor avea discuții, negocieri, întâlniri cu executivul european și probabil că în următoarele 2 luni de zile vom ajunge la o decizie concretă, la o soluție finală, alocările bugetare pe fiecare domeniu în parte. Global vorbind, sectorul IT&C poate să absoarbă cu ușurință o sumă de peste 800 de milioane de euro, așa cum am declarat la o conferință de specialitate acum câteva săptămâni. Evident că nivelul fondurilor pentru România este cu mult mai mic decât nevoile noastre naționale în toate domeniile, în toate sectoarele economice. Va trebui să vedem cât primim de la Uniunea Europeană, ca și alocare finală, să vedem ce posibilități avem de la bugetul de stat și care este marja, pentru că nu am menționat lucrul acesta, de cofinanțare din partea entităților private, companiilor private. Dacă vom socoti toate aceste elemente financiare, vom observa că sumele sunt importante și așa cum a fost pentru perioada 2007-2013 prioritar exercițiul de implementare unde am atras fonduri suplimentare față de cele alocate inițial, sper din tot sufletul ca acest lucru să se repete și în viitor, 2014-2020, și să reușim să absorbim toate fondurile pe care sectorul IT&C le va avea la dispoziție și odată ce am finalizat această absorpție să încercăm să atragem și din alte domenii. Cum bine știți, există o competiție nedeclarată între diferite domenii, programe operaționale. Da. Noi, în acest moment, de exemplu... Acolo sau alocările sunt... Adică mai există șanse să mai crească, să mai scadă suma? Depinde de discuția pe care finală, pe care o va avea coordonatorul național, Ministerul Fondurilor Europene. Ce vreau să spun mai devreme este faptul că în acest moment, de exemplu, Ministerul pentru Societatea Informațională a atras cu peste 100 de milioane de lei fonduri suplimentare față de alocarea inițială din exercițiul 2007-2013. Iar în plus față de această sumă, dacă s-ar putea face o realocare în săptămânile următoare, cu ușurință am putea să absorbim echivalentul a încă 100 de milioane de euro. Realocări din alte programe operaționale, dacă va mai fi cazul, știu că Ministerul Fondurilor Europene analizează pe fiecare program operațional în parte evoluția contractării și dacă va mai fi cazul, noi cel puțin avem în acest moment disponibilitate proiecte
declarate eligibile, însă fără finanțare, în valoare de peste 100 de milioane de euro. Este normal, pentru că este un sector dinamic, avem o expertiză de excepție în România, companii românești, companii multinaționale care și-au întărit prezența și portofoliu de produse și servicii și este ușor pentru acest sector extrem de dinamic să absorbă fondurile europene, fondurile naționale, ceea ce este foarte bine, pentru că pasul următor și este una din prioritățile mele să încercăm să ne concentrăm mai mult pe exportul de drepturi de proprietate intelectuală, software, să încercăm să exportăm produsele și ideile pe care le avem, arhitecturile de protecție, structurile de baze de date și așa mai departe, pentru că este un export care are o valoare adăugată extraordinar de mare. Aveți și ceva concret ca propunere pentru Da, evident că ne-am gândit, începând din luna mai, vom încerca să organizăm câteva misiuni de promovare, misiuni economice, specifice domeniilor energiei și ITNC-ului. Există deja convenit cu Muntenegru o acțiune bilaterală cu guvernul din Muntenegru, atât în domeniul energiei, cât și în domeniul ITNC-ului. Noi vom încerca să invităm toate firmele medii și mari să participe la această acțiune și să fie prezente acolo și să-și prezinte gama de produse și servicii. De asemenea, dorim să atingem și alte zone geografice. Suntem în momentul de față în lucru și ne vom concentra atât pe țările din Orient, dar și din Caucaz. Așa, pe scurt, cum a decurs atragerea fondurilor pe perioada fără de programare? Ca un scurt bilanț, să spunem, în acest moment. Nu neapărat cifrele care există, sunt publice, dar la nivel de proiecte, cu problemele întâmpinate, dacă au existat, proiecte reziliate, axe pe care nu s-au domenii pe care nu s-au depus proiecte și care, nu știu, eventual n-ar trebui să mai fie finanțate. Puteți comenta puțin acest aspect? În general vorbind, lucrurile au avut o dinamică mult superioară anilor 2010-2011. Deci, începând cu anul 2012, de fapt, s-a observat o creștere de 4 ori a ratei de contractare și vorbesc numai de domeniul ITNC, fără să mă refer la celelalte programe operaționale. Au fost deblocate câteva activități extrem de importante și aici trebuie să recunosc că este meritul domnului ministru Danica. Evaluările au fost finalizate având un număr extrem de mare de aplicații care la momentul preluării mandatului de către domnia sa nici măcar nu erau deschise. Erau în plicuri, erau depuse de către solicitanți. Au fost, de asemenea, dinamizate activitățile de contractare a fondurilor, pentru că nu este totul să termini, să finalizezi o evaluare și să spui sunt primele 100 de proiecte gata să fie implementate, dacă nu ulterior beneficiarii trec în faza de contractare efectivă a fondurilor, proceduri de achiziții publice private sau, după caz, publice, activități ce țin de implementarea efectivă a proiectelor, realizarea cererilor de rambursare și efectuarea sau plătirea, plata efectivă a acestora. Au fost activități care, începând cu anul 2012, au contribuit decisiv la creșterea ratei de absorpție pe acest domeniu. Evident că, în contextul acesta, au apărut și situații în care corecțiile financiare au fost necesare. Avem corecții financiare de 25 de milioane de lei. Avem contracte care sunt în acest moment în investigații. N-aș putea spune că sunt fraude, ci mai degrabă nereguli. Există însă un proces normal, firesc de analiză. Ce este îmbucurător faptul este că procentul de corecții financiare și de posibile nereguli este cu mult mai mic față de alte programe operaționale, alte linii de finanțare.
Ceea ce iarăși demonstrează că există la nivelul sectorului privat ITNC în România o capacitate foarte bună de gestionare a acestor proiecte. Și până la urmă nu este atât de complicat, pentru că cei care lucrează în domeniu sunt obișnuiți cu rigoarea, sunt obișnuiți cu managementul ciclului de viață al proiectului, sunt obișnuiți cu regulile europene și trebuie să recunosc, există un nivel foarte înalt de cultură, de educație, de profesionalism, lucru care se vede. Deci pe analiza sectorială situația este cu mult superioară unor alte domenii. Datorită acestor factori și trebuie să recunosc și datorită unei prestații bune a organismului intermediar care este responsabil de implementarea programului ITNC în România. Care va fi rata de absorbție la finalul 2015? La nivel național, eu sper din tot sufletul să fie așa cum a fost ea prognozată de către guvern, dar cel puțin la domeniul ITNC pe perioada 2007-2013 o estimez rată de absorpție efectivă la peste 85%.